Sunt Florin Dobre și am să vă povestesc scurtul meu istoric la maraton. Nu credeam că pot să fac așa ceva. Știam că este cea mai grea cursă și era imposibil să cred. Cu toate că alergam foarte mult, era imposibil să cred că eu pot să termin maratonul. Dar nu știu ce motivație am avut, nu știu ce s-a întâmplat și într-o lună am reușit să-l termin. Am făcut 4 ore și un pic și a fost o senzație incredibilă. Mi-a schimbat total viața. Da, ușor, 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 ușor. Salut, Florin! Salut, Șervan! Ce faci? Mă pregătesc pentru ștafeta, da? Aoleu, păi stai puțin, că acum vreo 2 ani ai făcut, mi se pare, maratonul întreg. L-am făcut întreg, dar m-am trezit cam târziu. Ok. Și nu am mai avut timp deloc. Așa, hai să stăm un pic aici, de ce paște frumoasă. Da, e frumos. Cum te-ai pregătit de anul ăsta? O zi, două, maxim? Azi e primul antrenament și mâine ștafeta. Au! Da. Și da, ok? Adică okay, nu sunt ștafeta înseamnă câți kilometri? 11 kilometri, cam așa, 10-700, cred. Ok. Dar de la maraton mi s-a întins toată condiția, așa, și de obicei primul antrenament 6-8 kilometri pot să-l duc lejer. Adică sunt în grafic. Ok. Faci o paralelă între viața ta reală și viața de sportiv? Dacă e vreo paralelă sau vreo comună? Nu e nicio paralelă, așa sunt eu. Sport, artă, frumos. Teatru, film, orice.